Publicul ieșean a fost invitat să guste genul muzicii jazz în cadrul unui concert interpretat de Marius Mihalache și bandul său, Lorin Mihalache, fiul său, Arabela Nicolau și Ciprian Parghel. Sensibilitatea muzicii a purtat spectatorii prin inspirații din folclor transpuse în ritmuri balcanice. Săftița spune povestea femeilor românice, portretele acestora fiind prezentate prin cântec, cu sensibilitatea și originalitatea, așa cum Marius Mihalache ne-a obișnuit de-a lungul timpului prin proiectele sale. Un spectacol care se află în stagiune la Teatrul Național, un spectacol concert, se numește Săftița. Este un portret muzical dedicat femeilor din România, tipologiilor de femei, de tot felul, de la mamă, de la amante, de la copilă, de la... Ce femei mai sunt? Mai zic tu, alte tipologii, regine, prințese, tot ceea ce înseamnă femeia româncă cu spiritul ei atât de frumos. Cariera artistului Marius Mihalache confirmă faptul că talentul nu cunoaște granițe, reușind să confere țambalului valențe, subtilități și rezonanțe incredibile. La 10 ani, acesta a câștigat primul său premiu la Atena, iar la 17 ani a interpretat la țambal Rachmaninov, Chopin, Schumann, Schubert și Mozart, stârnind mii de aplauze la Scala din Milano. Îmi place foarte mult Marius Mihalache și împreună cu Arabela Nicolau, care este solista, și soția lui, fac un cuplu pe scenă minunat. Alături de ei este și fiul lui Marius Mihalache și... practic mi-au plăcut foarte mult, iar conceptul Săftița este unul foarte frumos. Vorbește despre femeie, în primul rând despre femeia puternică. De aceea am adus alături de noi și o expoziție de costume și tradiționale, dar am trecut așa, am făcut o trecere între tradițional și modern și am completat acest concept frumos, pentru că practic nouă, Event by Ioana Gamen, asta ne place să facem, să creăm concepte frumoase. De asemenea, tot în cadrul evenimentului a avut loc o expoziție de costume tradiționale lucrate manual în stil modern. Sunt câteva piese autentice de la Centrul de Conservare a Tradiției, dar, așa cum spuneam, am venit în completare cu modernul și asta a adus Anda Suman, care ia coase tradițional, dar pe o tentă mai modernă. Și atunci de aceea am completat acest concept Săftița cu costumele aduse de Centru și de Anda Suman. Concertul a fost organizat la Casa de Cultură a Studenților din Iași.